Zeci de oameni au fost răniți în Louisiana după ce 4 tornade au devastat mai multe zone din statul american. Numeroase locuințe, clădiri și sute de mașini au fost distruse de fenomenele meteorologice extreme. Orașul New Orleans a fost cel mai grav afectat, dar stricăciuni s-au produs și în statele vecine. Tornadele au fost provocate de un front atmosferic violent care a trecut prin sudul Statelor Unite. Alerte au fost date și în statele Alabama, Mississippi și Florida. În Louisiana însă și mai ales la New Orleans, pagubele au fost maxime. Aceste imagini arată cum liniile de tensiune sunt rupte de vânt, iar acoperișurile pur și simplu smulse. 10.000 de case au rămas fără curent electric. Mai multe conducte de gaze au fost avariate, iar alimentarea a trebuit întreruptă în unele zone. Puteam vedea resturile purtate de vânt în zare. Înainte să ne dezmeticim, obiectele luate de furtună au început să cadă pe noi. Am fugit, s-au stins luminile în casă, am fugit pe hol și ne-am adăpostit în dormitorul din mijloc. Am auzit geamuri sparte, uși rupte, am crezut că nu mai scăpăm cu viață. În total, 2.700.000 de oameni trăiesc în regiuni cu un grad ridicat de risc din cauza acestui front atmosferic.